Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă misiune de zilei. Astăzi discutăm despre cea mai mare sărbătoare a creștinismului, Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Alături de mine se află Părintele Adrian Brăjuță, purtătorul de cuvânt al Deceziei romano catolice de Iași. Laudat fie Iisus! În vecii vecilor, amin! Este un salut pe care poate foarte mulți nu-l înțeleg. E un salut specific Bisericii Catolice, este chiar și în limba latină laudetul Jesus Christus. E salutul specific, spuneam, al Bisericii Catolice și e frumos să ne salutăm astfel, mai ales că credincioșii în diferite comunități păstrau această tradiție de a, salu de a se saluta în loc de bună ziua, chiar cu Părinte, acest De salut. ce este învierea cel mai mare... Cea mai mare sărbătoare a creștinismului, și nu nașterea? Aș intui un răspuns. Toți ne naștem unul singur în vie. Practic, viața bisericii, viața liturgică a bisericii, anul liturgic, a început în trecut, la începuturile bisericii, tocmai în jurul învierii Mântuitorului. De aici se nasc celelalte sărbători este în centrul anului liturgic. E atât de important acest moment că de aici și evangheliile au fost scrise. La început au fost scrise cu suferința, moartea și învierea Domnului nostru Isus Hristos. Și creștinii la începuturi aveau sensibilitatea asta, țineau așa de mult la aceste zile încât doar pentru această, acest eveniment ei se adunau noaptea și aveau această vigilie pascală Trăiau împreună o noapte, da? Înainte de uh, acest moment al călătoriei acasă Domnului. cu Lumina Sfântă. Ce semnificație are Lumina Sfântă? Acea lumânare aprinsă pe care trebuie să o duci acasă și lumânare să o păstrezi peste ani. Sigur, este ceea ce noi uh, trăim și e semnificația acestei sărbători. Lumina lui Hristos, care luminează pe tot omul. Este Hristos cel care în noapte iese învingător. Și iluminează noaptea aceasta. Este și semnificația pe care o avem în Vigilia Pascală, spuneam. Va fi anul acesta mâine, sâmbătă. La Catedrală va începe la ora 22, la ora 10. Este semnificația acestei celebrări. Trecerea. Retrăim momentele din istoria mântuirii. Trecerea... Evreilor de la sclavie, da? la libertate, trecerea Mării Roșii. Apoi, în Noul Testament, retrăim trecerea de la păcat, la demnitate și bucuria fiilor lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Și asta retrăim tocmai în celebrarea pe care o avem în noaptea de înviere. E o trecere. Și o semnifică așa de frumos creștinii cu lumânările în mâini stau și îl așteaptă pe cel care vine, da? Îl întâmpină pentru că apoi dimineața fiecare sigur să meargă acasă. În timpurile noastre nu mai avem patimile, patimile, chiar toată Patimile noaptea. lui Hristos, da? Deci el a suferit pentru noi, a suferit pentru oricare dintre noi, indiferent dacă suntem sau nu creștini. Semnificația acestei zile, învierea. Învierea trebuie să o vedem un pic așa mai uh, pe larg în Biserica Catolică, sărbătoarea Paștelui, nu înseamnă doar Duminica Învierii sau Noaptea de Înviere. E vorba de cele trei zile, da? De Joia Sfântă, Vinerea, Vinerea Sfântă, neagră da? și sâmbătă, apropo, Sâmbăta, sâmbăta în care este o vorbă în, în popor în care se spune că Sâmbăta se leagă clopotele. Oricum, în perioada aceasta, începând cu Liturgia Cinei Domnului de Joi, a fost această celebrare, uh, S-au oprit clopotele, la biserică nu se mai aude orga. da? E un moment de tăcere. Liniște. Suntem invitați să medităm la pătimirea Domnului nostru Isus Hristos, să medităm la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Isus Hristos. Ce se din iubire, fi... din iubire. El a acceptat crucea, a acceptat această suferință pentru ca să ne răscumpere. Noi, creștinii de astăzi, sigur, retrăim aceste momente, medităm la aceste suferințe ale Mântuitorului, dar cu un ochi care zâmbește. Da? Pentru că știm că Isus Hristos a înviat și a adus această speranță și e ceea ce trăim și noi, oamenii. Da? Trebuie să învățăm lucrul ăsta că nu crucea, nu suferința, nu moartea. Au ultimul cuvânt, dar este acea înviere pe care ne-a adus-o Mântuitorul. Și împreună cu el, purtând crucea, purtând suferințele noastre, putem să ieșim și noi. Ce în semnificație vingători? are momentul de joi, când se spală cele 12 24 de picioare? Și Papa Francis a făcut un moment, ne-a obișnuit cu astfel de momente incredibile a fost de trădarea, este momentul și de... din, și în acest an a fost în închisoarea închisoare, la exact. care a fost acum 10 ani, când a început activitatea lui la Vatican ca papă și a spălat picioarele la 12 tineri, da, care erau sunt închiși acolo. Dar să vedem un pic semnificația acestor zile. Joia Sfântă, seara, la liturgia din Cina Domnului, așa se numește, retrăim în ființarea Sfintei Euharistiei, a Sfintei Liturghii. Da? Și, totodată, porunca pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul ca și noi să facem ceea ce a făcut El. Și acel gest al spălării picioarelor, într-adevăr, pe care îl refacem în biserică în fiecare an, nu doar în biserica catolică, am văzut că deja se mai în practică creștină, în general, și, și în altă parte. E un gest al coborârii, așa cum a făcut Mântuitorul. S-a coborât în fața, s-a plecat în fața ucenicilor și a spălat Papa Francis picioarele. Să, spală, să spele picioarele unui uh, pușcăriaș da? și eventual la un moment dat să sărute. rute. Sigur, acestea sunt gesturi. Dar dincolo de gesturi, da, Papa rată... are faptele pe care le face și le-a făcut în cei 10 ani. Am sărbătorit anul ăsta 10 ani de când este la cărma bisericii. Se împlinesc cât 4 ani de când a fost la Iași. Sau sigur, patroni, 2019, patru. sigur. sunt gesturile, nu e doar acest moment al spălării picioarelor, știm ce a făcut Deci nu este doar nu un se... populism. Nu este, este o... doar un... Dar ca să continuăm un pic, în vinerea sfântă, nu este în Biserica Catolică nicio liturgie, nu se celebrează Sfânta liturgie, dar suntem invitați să medităm la pătimirea Mântuitorului. Și suntem în această vinere deci, sfântă. Deci pot intra în biserică? Sigur, că doar da. că nu vor asista la slujbă. Sigur. Nu se va auzi clopotul. așa -i. Și seara Medici. este o celebrare, este proclamarea pătimirii Domnului nostru Isus Hristos după Sfântul Ioan pe roluri. Da? Se amintește ceea ce a făcut Mântuitorul pentru noi și apoi este adorarea crucii. Se înalță crucea și privim cu toții cei care suntem în biserică și ne și îndreptăm spre această care cruce. Care este mesajul preasfințitului Iosif Păuleț din acest an? Pentru că, în general, Biserica Catolică vine de la un an la altul cu fel de fel de mesaje. Din câte știu, anul trecut, Papa Francisc a cerut pace da? când a început războiul în, în Ucraina. Care este mesajul din acest an? al preasfințitului Iosif Pouleț, al episcopului nostru, bineînțeles, episcopii în astfel de momente dau o scrisoare pastorală cu diferitele evenimente pe care le trăim. În acest an amintește și de motoul pe care îl avem în anul pastoral în Biserica din dieceza romano-catolică de Iași, uniți în Duhul Sfânt, ne invită pe toți la fraternitate, să fim sub această privire a Duhului Sfânt și să trăim mai mult unitatea între noi. Se îndreaptă preasfințitul către toate persoanele și ne încurajează tocmai în această perioadă dificilă pe care o trăim, a războiului, a suferinței, a contextului pe care îl, îl trăim și să nu uităm că Isus Hristos, Lumina Lumii, este cel care poate să ne lumineze viața. Sâmbătă, când începe întunefică. slujba din viere? La ora 22. Și, și la Catedrală și la celelalte... În biserica, în biserica, alte biserici, sigur, sunt mai devreme, dar la Catedrală, acolo unde slujește preasfințitul Iosif Pouleț în aceste zile, în celebrările pe care le avem la Catedrală, va fi la ora 22, cu binecuvântarea focului și a lumânării pascale în afara catedralei, un moment în care ne amintim despre Hristos, apropo de lumina. De ce lumina se face lumina. acest foc? Pentru că e ceea ce... Uh, redrăim acele gesturi pe care le făceau creștinii la începuturi, da? Când erau împreună și trebuiau să facă acest foc uh, și să fie luminată noaptea, da? Și de la acest foc binecuvântat să ia fiecare și să poarte acasă, pentru că atunci nu erau neapărat uh, astfel de lumânări sau lumini, sau și trebuiau din acest foc să ia fiecare. Și știm, și semnificația focului atunci când uh, uh, luăm din. nu-și pierde, da? Nu-și pierde din, uh, din putere atunci când uh, este hrănit, da? Și atunci fiecare ia din, uh, din acest foc și poate să-și să ameneze. Ce semnificație are? Este ceea ce, de fapt, a făcut e, este Mântuitorul. Jertfa, este. Uh, da? însuși mielul uh, Hristos este mielul de jertfă care se sacrifică pentru noi. E în Vechiul Testament acel îndemn atunci când uh, evreii cu Moise au trecut uh, uh, prin uh, Marea Roșie și uh, au fost uh, invitați da, să iau un miel, să-l sacrifice și cu sângele acestui miel să ungă ușorii uh, uh, să ungă ușile, da? Și pe acolo îngerul morții n-a trecut și a lăsat pe acești evrei să treacă. Pasca și celelalte sunt alimentele care, prin tradiție, noi le facem în țara noastră. Diferitele țări au alte... Era alte... tradiția pasca cu brânză, acum a apărut cu ciocolată. Tot, tot felul, da. Tot felul acum de... acolo este colomba din Italia. Nu facem prea multă reclamă, pentru că... Dar sunt diferite tradiții. Dar... Ouăle roșii? Oule roșii, la fel, sau iepurașul, că acum parcă e și o publicitate atât de, de mare de marketing de cu iepurașul, să iepurașul. Este și, este cu... și marketing da, foarte Este mult. destul de, de mult marketing în spate. Dacă luăm iepurașul și ouăle, nu au neapărat un fundament bisericesc, spiritual, dar putem să ne îndreptăm în lumea, de exemplu, anglo-saxonă. Este zeița Eostre, da? care e zeița primăverii și este o, și o tradiție referitor la iepurașul ăsta, dacă avem timp să-l să prezentăm. ce este că reprezintă renașterea, da? Și oul și iepurele reprezintă renașterea, reînvierea. Re re Pe scurt, această zeiță a văzut o pasăre care era bolnavă și era în preajma iernii și a transformat-o într-un iepure pentru ca să treacă această și iarnă, numai că și-a pierdut puterile zeița tradiția. și în primăvară a redat acestei păsări viața de pasăre, da? Și ca bucurie pentru ceea ce a făcut, se povestește, este această legendă, că ea a oat ouă roșii spre bucuria copiilor. Tradiția care au primit spune om. că duminică dimineață, după slujba de înviere, copiii se pun, se pun într-o farfurie două, trei ouă. Vopsite ouă, roșii, da? Și bănuți. Și cine se trezește primul, se spală cu acei bănuți, cu acele ouă pe față. Pentru a fi curat, să a vedea bine, pe For... ochi. și... Sigur, sunt tradiții. Sunt tradiții. Noi mergem dincolo de aceste tradiții, mergem tocmai spre ceea ce semnifică aceste tradiții. Este, de fapt, ceea ce a făcut Mântuitorul pentru noi. Este iubirea pe care și-a arătat-o pe cruce acceptând suferința pentru fiecare dintre noi și putem să trăim această semnificație a Paștelui, să o ne-o atribuim și noi, această trecere pe care o semnifică noaptea cum putem, de înviere. Cum putem noi suferi cât a suferit Mântuitorul? Nici nu suntem, Borbota, deci... nici nu suntem invitați să căutăm suferința. Pentru că trebuie odată, să ne bucurăm Sigur, odată cu învierea Mântuitorului Noi suntem niște oameni răscumpărați Trebuie să fim niște oameni bucuroși Nu e Dumnezeu cel care ne pune pe spatele noastre Pe spatele nostru cruci, suferințe Din păcate noi ne aducem aceste suferințe prin El, modul este, nostru El este de viață. singurul care a suferit pentru noi Sigur că da Dar acceptând suferința Iubirea este cea care este în centru da? cum Din iubire ne-a cum, ne cum putem mulțumi bisericii tocmai trăind ceea ce ne invită Biserica să facem. Spuneam de această trecere. Putem trăi trecerea de la păcat la înviere, la viață, spovedindu-ne, preoții în aceste zile ne-au așteptat și ne așteaptă în continuare la scaunul de spovadă, să participăm la sfintele liturghii, la celebrările care sunt în biserică, pentru că acestea sunt atât de profunde, sunt cele mai dezvoltate ceremonii da, din viața bisericii și dacă suntem Acolo, atenți, prezenți, nu doar așa ca spectatori, păi asta dar azi, participând. Asta e o altă mare problemă pe care o au foarte mulți creștini. Merg la biserică pentru că trebuie să meargă și nici de cum să simtă ce Sigur. se întâmplă în acel moment. Pentru că avem nevoie de o schimbare. Avem nevoie de a fi încurajați în viața noastră. Pentru că întâlnim tot felul de experiențe, că trăim pe pământ, crucea nu ne părăsește, da. Spuneam, din diferite motive. Fie că ne este punem un, Este, o, este o vorbă sau... care spune că uh, nu contează ce bagi în gură, contează ce iese din gură. Cât de mult adevăr este în această vorbă? Tocmai ce spuneam, pentru că eu vin la biserică în fiecare zi. Stau și câte trei ore, dar trece unul cu mașina, mă stropește și toți ființii din calendar. Sigur, este experiența pe care o trăim cu toții. Suntem încă oameni, dar avem această înclinație și spre a greși, e concupiscența asta, înclinația de a, de a greși, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să mai mergem la biserică, să ne trăim viața de credință și să ne rugăm. Tocmai aceste trăiri, participări la biserică, harurile pe care le primim la sacramente, ne face să ne transforme, da? ne, ne, transformă pur și simplu. Trebuie și mai dacă, dacă astăzi, care ne... Dacă astăzi spun litania tuturor sfinților, uneia care, nu știu... Mâine așa, zi jumătate. Poate și poate jumătate și, poate că într-un scurt timp vom privi la acest șofer, vom zâmbi și vom spune, stau, de ce să-l... Să poate are probleme. Cam și eu problemele astea. Să-l văd ca un frate, unul care trăiește pe acest pământ ca și mine, cu probleme, cu greutăți și atunci înțelege altfel. Pentru că sărbătoarea învierii, lumina lui Hristos ne luminează și ochii noștri. Ați avut și altfel care... putem să vedem lumea în care trăim cu toate realitățile. Ne schimbă. Vre... Ne vre... schimbă Vremea nu a permis. Ați avut calea Sfinților ieri și chiar vorbeam cu primarul Iașului spre Mănăstirea Cetățuia. Era o dorință foarte care... mare, da. C domnul primar nu înțelegea logica de ce romano-catolicii vor să facă calea sfinților către o renumită mănăstire ortodoxă. Calea, sigur, e vorba de calea Sfintei Cruci, cu cele 14 stațiuni, deja tradițională în Iași și sunt în diferitele comunități. E o practică a bisericii catolice, romano-catolice, în toată perioada Apostolului Mare, general Miercurea și Vinerea, dar și Duminica, da, se face calea Sfintei Cruci. Dar au dorit și tinerii să meargă mai departe cu această tradiție, să facă calea Sfintei Cruci pe dealul Cetățuia. Sigur, este ca și... Nu e niciun simbol romano-catolic acolo. Nu este, dar pur și Eu nu simplu zic, că, Nu zic tinerii, că, din potrivă, cu adorație, da, da e da. un termen catolic. Tinerii dorit tocmai să parcurgă, e, e și o atmosferă frumoasă, un drum deosebit. Anul ăsta nu s-a putut din cauza condițiilor uh, meteo, de, din intenția, cauza Intenția zâpezii. a, fost, intenția a fost, Sigur, sigur, s-a organizat, dar tinerii, într-un număr atât de frumos, și ne dă atâta speranță, iată, pentru uh, ziua de mâine, s-au oprit în catedrală, și au făcut acolo calea Sfintei Cruci. Și avem chiar uh, imagini de la, de la acel moment deosebite. Pentru că tinerii, și astăzi, doresc, și sunt mulți tineri care doresc să, să trăiască aceste momente. Ce face un, un uh, roman catolic duminică dimineață. Sau un creștin, da? După înviere. Se pregătește uh, să. Se cu mâncare, deci, pentru. Se pentru, pentru cu mâncare, uh, sau merge la biserică Deci, după din noaptea de înviere când participăm la acest moment uh, solemn al uh, învierii Domnului nostru Isus Hristos și apoi este noaptea de înviere acea procesiune cu lumânarea pascală care luminează, este în față și e procesiunea oamenilor cu bucurie în suflet și cu acel salut Hristos a înviat, adevărat a înviat. Da? A doua zi, sigur, nu trebuie să ne îmbuibăm că nu asta este sărbătoarea, dar un creștin se pregătește pentru a merge la Sfânta Liturghie din ziua, din Duminica Învierii și, iarăși, trăind această celebrare, nu doar ca spectator. Apropo, că dumneavoastră ați spus, Hristos a înviat, adevărat a înviat. De ce sunt, oarecum, obligat să răspund la acest mesaj? Nu suntem neapărat obligați să răspundem la acest mesaj, ba mai mult parcă e un pic fals salutul în momentul în care nu simți cu adevărat că Hristos a înviat în Sufletul tău, și e mare păcat să nu simți lucrul ăsta. Că atât de bine este să îl ai pe Hristos cel viu în Sufletul tău, încât merită să faci efort, merită să faci acel pas înainte că ni se întâmplă, din diferite circunstanțe ale vieții, să mai luăm și pe un drum greșit, să fim ținuți, poate, din anumite circunstanțe. Dar... Cu toții greșim, părintele, la urma urmei. Sigur că deci da. Suntem, nu, nu suntem fără și păcate. Și eu sunt uh, păcătos cum sunt, suntem cu toții. E clar, nu, nu ne scutește uh, nu știu ce misiune de a fi păcat. Prea nu suntem oameni cu toții. Petru Gherghe, la un moment dat, spunea că el, el este cel mai păcătos om din lume. Păi când ne dăm seama de ceea ce suntem noi, ca oameni, în fața lui Dumnezeu, ne dă seama că uh, suntem mai păcătoși. Doar pentru dacă că descoperim câte lucruri. Doar pot dacă să fie. suntem falși, putem spune că n-am păcate. Dar nu ne oprim aici. Să nu se termine acum emisiunea, să vorbim despre păcate și cât de păcătoși suntem. Nu mai că avem două minute. E foarte bine. bine. Pentru că e important să ne amintim faptul că, deși suntem păcătoși, atât de mult ne iubește Dumnezeu. El a suferit pentru noi. Exact. Cu brațele deschise ne așteaptă. Ne așteaptă să ne întâlnim. Care este semnul crucii? Semnul crucii a apărut de la răstignire sau are și o altă semnificație? Semnul crucii, e clar, este simbolul mântuirii noastre. Iar un creștin adevărat trebuie să aibă această cruce în casă și să privească deseori la această cruce. Un exemplu îl dau ai mei, părinții. Au menținut acea cruce de la răduc căsătorie, răducăne, de răducăne, răducăne, răducă. una dintre cele mai frumoase comunități, nu? Pentru că așa este atunci, da. acolo unde ne unde creștem, unde ne dezvoltăm, trebuie să rămână în sufletul nostru, pentru că suntem datori comunității, dar îți spuneam, este acea cruce de la căsătorie și mai erau momente în care, sigur, apar probleme, greutăți, neînțelegeri și priveau spre această cruce. Să nu uităm. Că am promis cândva să mergem înainte. În tot... Și e important să privim spre cruce pentru că este o lecție pentru noi, mai ales atunci când suntem în încercări, când suntem în probleme, când suntem și noi sub cruce, să privim la cel care deja a făcut experiența purtării crucii și atunci vom reuși să o ducem pe sus, să o notărim. Care este cea mai mare pomană pe care o poate face un creștin după înviere? Duminică. Faptul că merge la biserică o face pentru el, ca să trăiască. Dar ca și pomană, ce poate să facă? Cred că pomană, faptă de, fapt, o faptă de caritate pe care poate să o facă, este să se întoarcă de la biserică cu uh, Hristos bucurie, în sufletul cu lor. Să-și facă o pomană pentru ei. Nu suntem așteptați neapărat să facem tot felul de gesturi uh, exterioare, da? prima pomană pe care să o facem, să -o, o facem, să facem interior, pentru nu... sufletul nostru. Și atunci, când reușim să avem sufletul luminat de prezența lui Hristos cel viu, sunt convins deci, că să... sunt și lucruri exterioare să... trebuie... care vor veni, pentru să că iubirea... Facem fală. Nu trebuie Sigur să facem da. fală în biserică pentru sau că în societate. Apoi, pentru că apoi iubirea e creativă. Și găsești modalități în care să faci diferite pomeni Pentru Mare... familia ta, pentru cei din jur. Dar mai întâi, dacă trăiești tu după aia pot să Părinte, mergi mai departe. Încă o oră mai avea de vorbit. Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Sărbători pascale, fericite! Să dea Domnul! Hristos a înviat! Adevărat a înviat și, sigur, credincioșilor care trăiesc floriile în câteva, adică duminică, le doresc să simtă în această săptămână să se pregătească cât mai bine și la capătul acestei săptămâni să simtă că Hristos este viu în sufletul lor și să ne salutăm cu toții ce frumos va fi, catolici, ortodoxi de diferite confesiuni, atunci să ne salutăm cu Hristos în viața creștin a Exact. Vă așteptăm cu siguranță înainte de înălțare. Sunt Lucean Bălteanu până data viitoare pare, numai bine. La revedere!